Acum, ultimele date despre războiul din Israel. Noaptea trecută, mai multe rachete au fost lansate de către Hezbollah către Israel și au existat și încercări de infiltrare în teritoriul israelian în două locații diferite, anunță IDF. Între timp, președintele Biden a declarat că ajutoarele umanitare ar putea ajunge vineri la palestinienii din Gaza. Cu mai multe detalii despre ce s-a întâmplat în ultimele ore în conflictul din Orientul Mijlociu, se alătură Andreea Soare de la Monitorul Apărării și Securității. Bună, Andreea, care sunt ultimele informații? Bună dimineața! Într-adevăr, se pare că în ultimele ore au existat mai multe atacuri cu rachete între Hezbollah și Israel. La sesiunea de informare ținută în această dimineață de purtătorul de cuvânt al Forțelor Armate Israeliene, Jonathan Conricus, acesta a transmis că au fost înregistrate 9 lansări de rachete din Liban către Israel, care au dus la activarea sirenelor în mai multe comunități israeliene. 4 dintre aceste rachete antitank au fost interceptate de sistemul de apărare aeriană Iron Dome. O rachetă a aterizat într-un oraș din nordul țării, însă nu au fost provocate victime. Israelul a răspuns la atacurile venite din Liban prin atacarea infrastructurii Hezbollah. Au existat de asemenea și atacuri cu drone din partea Israelului asupra unei celule teroriste care lansa atacuri cu mortiere din Liban către zona Malchia de lângă graniță. În două locații diferite, așa cum spuneai și tu, de la granița cu Liban, au existat și încercări de intrare în teritoriul israelian, însă acestea au fost dejucate de către armata israeliană. Acum există tot mai multe preocupări cu privire la izbucnirea unui conflict de proporții între Israel și Hezbollah. De altfel, știm că SUA au cerut Israelului să nu lanseze o campanie militară împotriva organizației din Liban, din teama de a nu începe un conflict mult mai mare în Orientul Mijlociu, în care s-ar putea implica și alți actori din regiune. Mulțumesc. Aceste preocupări se pot vedea și în avertismentele de călătorie emise pentru Liban, de către Marea Britanie, SUA, Canada, Australia sau Franța. Acum, întorcându-ne la conflictul Israel-Hamas, forțele armate israeliene au distrus sute de poziții ale Hamas în ultimele 24 de ore, mai precis locuri de lansare a rachetelor antitank, tuneluri, infrastructuri de informații și centre de comandă. Nu știm în acest moment sigur câte victime au fost provocate de partea palestiniană în urma acestor atacuri, însă presa palestiniană vorbește despre 40 de persoane. Acest număr nu a fost confirmat până acum de autorități. Mulțumesc, Andreea, pentru toate informațiile.